doresc fetele în jurul domnului doctor Andrei, de trei ori Andrei, dorește neapărat să ne spună bună dimineața. Ei, bună dimineața. Haideți să vedem ce ne povestiți astăzi despre dragoste, cuplu, relație și cum să fim fericiți. Hai să vedem. Sunt doctorul Andrei și în fiecare zi de luni până vineri vă aștept cazurile pe adresa redacției. Ei bine, astăzi vreau să vă vorbesc despre sinceritate. Uneori într-o relație e mai bine să spui o mică minciună decât un adevăr care deranjează. În cazul în care răspunsul trebuie să fie neapărat sincer, atunci înseamnă că nu poate fi evitat. Mare atenție însă cum este dat acesta. E, voi matinalilor, mai spuneți câte o minciună așa din când în când partenerului, partenerei, când vă întreabă câte ceva să nu faceți deranj sau considerați că adevărul poate să doară? Dinculescu. Ma, eu sunt o persoană foarte directă și în general dacă sunt întrebat ce am făcut, eu chiar spun ce am făcut. La mine nu există ascunzișuri de genul ăsta. Am înțeles, deci nu e cu ascunzișuri. Nu e cu ascunzișuri. Decât cu ocoliși. Nu, eu doar deformez realitatea, na? Da, exagerat. Am înțeles. Deci, Andy? Sunt foarte sincer și eu, pentru că întotdeauna mă recomandă vocea și talentul meu. Am înțeles, deci, Anca, acum? Așa, din când în când o minciună mică, uite chiar azi, i-am zis lui PC că o să mă duc să dorm. Da, eu cred că o să gătesc. Sau i-am zis invers. Cum ai zis? Orlando? Domnul doctor, deci eu mint doar 50% într-un răspuns. Adică? Adică în caz că ea mă întreabă dacă o iubesc și eu nu o iubesc, îi zic că sentimentele mele sunt profunde. Adică îi dau un răspuns neutru. Adică nici da, nici ba. Bravo, Orlando. Și ele ce zic? Răspuns obișnuit. Minți. Bravo. V-am întrebat acest lucru pentru că are legătură cu cazul nostru de astăzi. Hai să-i dăm curs. Bună ziua, domnule doctor Andrei. Mă numesc Dani Gogonel și am o dilemă. Soția mă întreabă uneori tot felul de lucruri siropoase sau din astea de femei. Ultima oară m-a întrebat dacă e grasă și m-am ales cu un ochi vânăt și o coastă fracturată. De câte ori îi spun adevărul, iese iureș. Ultima oară m-a alergat cu bățura de facea plăcinte și a zis că o să mi-l îndese undeva. Am venit acasă după două zile, așa că am o mare dilemă. E bine să mint partenera din când în când? Dragă Dani, uneori pentru binele relației trebuie să mai și minți, mai ales dacă partenera nu te înțelege. Vezi, tu, femeile pun unele întrebări relativ simple, dar răspunsul dat poate declanșa un butoi cu pulbere. Iată cum ar trebui să răspundă bărbații la cele mai uzuale întrebări capcană ale femeilor. Spre exemplu, dacă ea întreabă la ce te gândești, cu toate că tu probabil te gândeai la fotbal, politică, cât de grasă e, pe ce să cheltui salariu, evident, răspunsul trebuie să fie la noi sau la noi, draga mea, mă gândeam să-ți fac o surpriză. La întrebarea, mă iubești? Răspunsurile incorrecte ar fi, cred că da, depinde ce vrei să spui cu iubești, nu, dar îmi place să facem prostii, cine eu să lăsăm timpul să decidă? Nu, trebuie să răspunzi indiscutabil, da, scumpul, mai mult decât oricând, după care o săruți. La întrebarea, sunt grasă? În niciun caz nu trebuie să răspunzi în felul următor. Te-am văzut și mai grasă de atât. Ești atât de grasă încât luptătorii de sumo par anorexici în comparație cu tine. Ești atât de grasă încât atunci când alergi, pornesc alarmele de la mașini. Ești atât de grasă încât ăia de la Greenpeace au încercat să te elibereze în ocean. Ești atât de grasă încât atunci când sar de bucurie, seismografele din Franța indică un cutremur. Nu, îi spui pur și simplu, nu, iubito. Sigur că nu. Revin mâine cu partea a doua întrebărilor. Sunt doctorul Andrei și nu uitați, psihicul lucrează.